Situație revoltătoare la Metrorex. Salariile celor din companie însumează 900 de milioane de lei pe anul 2021, ceea ce înseamnă că veniturile lunare ale unora dintre angajați sunt exagerat de mari. Cătălin Drulă, ministrul transporturilor, afirmă că personalul de la conducere nu și-a asumat niciun fel de măsuri de echilibrare a bugetului Metrorex. Ministrul Cătălin Drulă a susținut că managerii Metrorex sunt responsabili de dezechilibrele bugetare. Consilier de director Metrorex, un consilier câștigă 9.500 de lei în mână. Ca să vă dau un exemplu, consilierii de ministru, ministrul transporturilor sau al altui ministru, câștigă 5.000 de lei în mână. La directorul general Metrorex e altă lume. Nu, e vorba de, până la urmă, eu îmi doresc să câștige oamenii din sectorul public, din sectorul privat cât mai mult. Dar e vorba și de ce se poate. Această companie acum 5 ani și acoperea 60% din costuri din veniturile proprii. Și diferența de 40% o primea ca subvenție de la stat. Ministrul transporturilor a fost întrebat și ce se întâmplă cu toți acești bani care ajung la Metrorex. 900 de milioane salariile pe anul acesta ale companiei. Erau 300 de milioane salariile acum 5 ani. S-a triplat cheltuiala cu personalul și ca să ne facem o idee, între bugetul României este de 5-6 miliarde. Deci noi avem 5-6 miliarde bani național pentru 16.000 de kilometri de drumuri naționale. Vă văd că nu vă vine să credeți așa. 10.000 de kilometri de cale ferată. Tot ce facem în România, din Palatul CFR, între care, din acei 6 miliarde, din acei 5-6 miliarde, Metrorex a cerut unul. Nu s-a putut aloca, s-au alocat 600 de milioane. Ministrul Cătălin Drulă a explicat și de ce a renunțat la metroul până la aeroportul Otopeni. Acesta susține că investiția nu ar mai renta în contextul în care am face mai mult cu metroul decât cu trenul până la principala poartă de intrare în țară. Aflat în platoul B1 TV, Cătălin Drulă a explicat de ce noua magistrală M6 se va opri la aeroportul Băneasa. Această magistrală M6 e în licitație în prezent până la stația Tokyo, centrul comercial Băneasa, ca să înțeleagă oamenii până unde. Al doilea sector, că în două faze, de acolo mai departe până la aeroportul Otopeni, e într-o procedură de reevaluare a traseului, a fezabilității, pentru că sunt câteva lucruri care intervin între timp față de gândirea inițială de acum 10 ani. Avem un tren acum care pleacă din același loc, care face 20 de minute până în Gara de Nord, și se pune întrebarea de ce cineva lua un metrou care face 35 de minute până în Gara de Nord, dacă ai un tren care face 20. Cătălin Drulă a declarat că în formula actuală, metroul până la aeroportul Otopeni s-ar opri la 3 km de terminalul principal. Aeroportul Otopeni, între timp, are un plan de dezvoltare care implică mutarea majorităților operațiunilor aeroportoare în partea de est a pistelor, într-un terminal nou, T2-ul, terminalul 2, dar acest metrou nu duce decât la terminalul 1, deci te lasă la 3 km distanță de terminalul unde va fi toată activitatea. Amintim că magistrala 6 de metrou, secțiunea 1 mai, Tokyo-Băneasa, care va duce la aeroportul Henri Coandă de Otopeni, a primit aplicațiile din partea constructorilor. Valoarea contractului este evaluată la 1,27 miliarde de lei, adică în jur de 260 de milioane de euro. Contractul pentru secțiunea de metrou include lucrări de proiectare și execuție stații și tuneluri, galeria la stația 1 mai, pajura expoziției Montreal, gara Băneasa, aeroport Băneasa, stația și galeria Tokyo și tunel 1 mai Tokyo. Inițial, noua linie de metrou avea 14,2 km și cuprindea 12 stații.